Un accident rutier soldat cu rănire a două persoane a avut loc sâmbătă dimineață în localitatea Bucegea din județul Botoșani. Șoferul unui autoturism în care se aflau alte trei persoane a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat în coliziune cu alte două autoturisme care staționau, după care s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Imediat după impact, șoferul a fugit de la locul accidentului. Cei trei pasageri din mașină, dintre care o fetiță de 12 ani, au rămas încarcerați, aceștia fiind ajutați de localnici să iasă din autoturismul răsturnat. Două persoane, dintre care minora de 12 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Solicitat pentru un accident rutier între o mașină și două mașini parcate. Am ajuns la fața locului, erau trei victime, a patra a fugit de la locul intervenției. Cura nici n-a prins în mașină, poate erau la ambulanță, s-a dat îngrijiri medicale. Noi, între timp, am asigurat zona pentru că era suspiciune de a se rupt o țeavă de gaz, dar nu s-a confirmat și am rămas în continuare la locul intervenției pentru a spălăia zona. Și-o venit de acolo, din impact, asta a ajuns aici, deci pur și simplu a zburat, vă dați seama. Asta era cu botul încolo sau încolo? Încolo era cu botul, deci așa era, transpirător. Uite, unii... Acolo, mai... Da. Și vă treziți zgomotul, ce stai? Da, ne-a trezit zgomotul, da, exact. Este a doua oară când se întâmplă așa ceva, curbă foarte periculoasă și nesemnalizată, fără restricții de viteză, fără nimic. Ei au intrat cu viteză, probabil. Cu foarte mare viteză, pentru că vă dați seama că asta a zburat aici, a zburat prin aer, uitați câți metri de acolo până aici, deci așa de mare viteză au fost, a zburat, pur și simplu. Câți erau mașină, știți? Patru erau, că am fost aici chiar de la... Și-o fugit sau ce? Unul din ei a dispărut, foarte recalcitant, foarte... Dar am înțeles că era și un copil în mașină, nu? O fată, așa de... Așa, vreo 12 ani, știu eu câți fi avut. Așa, noaptea nu mi-am dat seama. Și-o scos-o ei din mașină? Da, au ieșit, i-a ajutat generul meu și-o ieșit din mașină. Am... Partea asta am tras din geamul și ala ca să iasă, că era geamul spart. Erau blocați toți în mașină. Erau blocați toți în mașină, da, da. I-am ajutat să ieșe din mașină. Cât erați în mașină? Eram 3. Un șofer, 4. Șoferul fuge? Șoferul se șerta cu el. Și-o fuge șoferul? Da, era fata mea. Sunt frate și eu. Și unde a fugit el? Da, eu știu unde a fugit și s-a șerta cu el, eu am plecat înainte. Deci unde a fugit? Prinde,